Bună dimineața tuturor, e 1 februarie și acest lucru ne bucură deoarece suntem tot mai aproape de un concert inedit. Țară mică, cântec mare, muzica anilor 60-80 la Chișinău, la Palatul Național. Și bineînțeles, responsabil de acest eveniment, din mai multe motive foarte importante, este Andreanu Marian. Bună dimineața, bun venit! Da, muzicianul, dirijorul, omul de artă. Și organizatorul acestui spectacol. Da, asta așa, mai cumulativ. Le-am zis în principal cam pe toate, pentru că în rest lumea știe. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație și mă bucur tare mult să fiu aici la voi. Andreanu, noi am văzut afișele, am văzut postele, am văzut deja câteva secvențe din campania de promovare a acestui eveniment. Hai să o luăm de la capăt. De ce are loc acest eveniment? De ce acest gen de muzică și cine sunt artiștii care vor urca în scenă? Deci, evenimentul a început să se coacă cam un an jumate, doi în urmă, când, prin intermediul unui prieten, am început să ascult muzică pe vinil din perioadele 60-80. Muzică de-a noastră? Da, sigur. Ai găsit vinil cu muzică de-a noastră? Nu eu, dar am un prieten bun care ocazional ne întâlneam și ascultam această muzică și cum am și făcut o postare, că mi-am dat seama asta, deci acum 2 ani, că eu eram destul de atașat de deci Ștefa Petrache și formații Noroc, dar asta de fapt e o parte solidă a ceea ce avem patrimoniul din 60-80, dar nu era tot tabloul ăsta frumos și am descoperit și am ajuns la un spirit și o concluzie că e cu adevărat ceva tare de tot, adică e chiar valoros pentru mine personal. Deci să înțeleg că o să fie inclusiv muzică de Sadovnic, Iure Sadovnic, de Anatol Dumitraș, de Anatol Neamțu. Am văzut aici pe lângă Ștefan Petrache menționat, Petre Teodorovici. Fără exagerare sunt practic toate numele importante și când vorbim de muzică, nu doar compozitori, vorbim și de textieri. Aha. Deci și versurile. Deci va fi un concert destul de detaliat pe acest segment. Deci vom inclusiv vrem să arătăm și vinilurile, primele vinilurile, deci originale, pozele cum, deci o să le aduceți într-un fel de mini expoziție. Le vom proiecta pe ecran și când vom interpreta, de exemplu, o piesă X, va fi acel vinil care a fost proiectat. Da. Da, exact. Și asta, deci am ajuns aici prin acest, nu știu, am avut un imbolt chiar puternic în mine de a face chestia asta. Deci ideea ți aparține ție? Nu neapărat, deci împreună cu prietenul meu, dar puteam spune așa, dacă e o idee a mea. Și cine vor fi, ale cui vor fi vocile care vor interpreta, ale cui vor fi mânuțele care vor cânta? Da, deci avem și o grilă destul de mare de soliști și invitați speciali. Deci, poți să ne enumeri doar câțiva, că nu... Bine, Cătălin Josan, Lidia Isac, pentru prima dată vom lucra cu Gicu Cimbir, care e o voce puternică, deci Simona, care la fel o solistă promițătoare. Și avem invitați Constantin Moscovici, Radu Dolgan, Ricu Vodă, chiar va veni la o piesă. Minunat! Și desigur că Felicia Dunav. Și împreună cu 40 de muzicieni, deci va fi o orchestră destul de mare, back vocal și un band care eu cred că... un band care... Unul din protagoniști este Dorel Burla, care este astăzi cu noi. Da. Acuși ajungem și la prezență. E un band cu care, pot să spun că e un band care cred că e cea mai bună componență care am lucrat noi vreodată. Deci, niște băieți superbi. Bine, ca să recapitulăm pe scurt, deci 12 februarie, știm că e și ziua ta, dar nu-ți urăm din timp la mulți ani deocamdată, doar vrem să te vedem sănătos. 12 februarie, Palatul Național Nicolae Sulac, de la ora... 18.00.
18.00. De la 18.00. Andreanu, mulțumim foarte mult pentru eu prezență și dacă tot ai menționat, într-adevăr, alături de noi este și Fericia Dunav și Dorel Burlacu, alături de care merg chiar acum. Doamnelor și domnilor, în această dimineață, așadar, ne pregătim de un spectacol pe care noi îl așteptăm, muzica anilor 60-80. Salut, Fericia! Salutare, bună dimineața! Salut, Dorel! Bună dimineața! Suntem, e un privilegiu să te avem pe tine, Dorel. Pe Fericia mai văzut-o la noi în platou, pe tine mai puțin și mai puțin. Mulțumim pentru prezență. Felicia, ești pregătită pentru 12 februarie? Vai, eu abia aștept. În general, sunt sigură că va fi un concert de suflet, un concert nostalgic. Știi când asculți o piesă mai veche, da? Și cumva îți creează așa un flashback, niște memorii. Deci noi, eu sper din suflet că noi o să reușim spectatorilor noștri. Știi deja ce o să cânti? Da, dar asta va fi surpriză. Bine, atunci spune-ne un top 3 cântece care îți plac ție din anii 60, 70, 80. Evident, Primăvară, Primăvară. Așa. Ce piese mai sunt frumoase? Cântă un artist. Cântă un artist, așa. Și... știu de ce, dar mi-a spus așa. Și piesa de a lui Valentin Dângă, care foarte mult îmi place, Să-mi aduci în dar o floare. Foarte frumoasă alegere. Dorel, da, ție-ți place toată muzica pentru că știi să o cânti ireproșabil și măestria ta de a atinge clapele îți permite să-ți placă toată muzica. Ești, cu ce gând vii pentru acel concert? Cu ce emoție și de ce este important, dacă este important, să participe anume la acest concept? Da, emoții sunt, ca de obicei, asta e normal. Pentru mine e bucurie, în primul rând, să colaborez cu orchestra, pentru că sunt tineri, frumoși, cu o dispoziție extraordinară. Mai învață ei ceva de la mine, mai învăț și eu ceva de la dânșii. Mai ai de învățat? Ești un maestru. Foarte mult. Așa? Și programul, deci piesele sunt foarte interesante, foarte plăcute și foarte auzite și pentru mine chiar și din copilărie. Și mă bucur pentru artiști care o să mai vină în scenă, cu mulți ne cunoaștem, cu mulți am colaborat și păi, deci o să fie pentru mine nu atât un concert cât o întâlnire extraordinară. Adică are și o notă personală, da, de o semnificație sentimentală pentru tine personal. Da, bineînțeles. Felicia, ceilalți colegi deja v-ați văzut, ați făcut o repetiție sau urmează să se întâmple? Abia urmează. Repetițiile probabil vor fi mai aproape de concert din data de 12. Acum deja încercăm singuri acasă, frumșel, să învățăm piesele, să venim pregătiți la repetiții și să cântăm frumos. Noi, publicul, trebuie să ne pregătim cumva pentru acest concert? Nu, relaxați-vă. Sufleșește. Să venim relaxați. Adică, nu. Să venim îmbrăcați frumos. Bineînțeles. Aplauzele să le pregătim. Dispoziție cu aplauze. Da, neapărat. Mulțumim foarte mult, așadar, haideți să fim pregătiți pentru un concert cu genericul Țară Mică, Cântec Mare, muzica anilor 60, 70, 80. În sfârșit, la Chișinău, ne bucură că se întâmplă Palatul Național de la ora 18-12 februarie. Am mai zis-o, o mai zic și nu ne temem să ne repetăm.